oarecum a pierdut natura omului această capacitate de a se mai autoprovoca în mod constant și de ce? Prea înțelepții mei prieteni, omul acela care este prins în jocul acesta absurd al rutinei sau obișnuințelor sau automatismelor, este deja pe jumătate afectat în funcțiile sistemului său sacro-nervos. Un sistem nervos care se ocupă cu aceleași tipare de comportament la muncă, acasă, cam cu aceiași oameni, prin aceleași lucruri, făcându-le zilnic, cumva se stabilizează în aceste metode de reacție sau de răspuns față de exterior, conform repetiției și obișnuințelor, și astfel un astfel de om nu poate ajunge să lase ceva pe această planetă, nu poate inova, nu poate crea ceva nou pe unde trece. Astfel, aflăm că prin om circulă cam aceeași energie similară curentului electric, nefiind mai deloc solicitat sistemul său nervos la alte puteri sau la alte cerințe noi sau la alte lucruri inconfortabile sau la alte lucruri dureroase, pentru că știm că lucrurile dureroase de fapt îi cresc puterea omului și astfel omul își sedează sistemul nervos pentru că nu le caută pe acestea. Și se promovează pe media și anume plăcerea constantă, confortul, luxul sau belșugul. Omul nu face decât să asculte obedient și nu face decât să sedeze capacitățile sale interioare de creștere, pentru că nu își crește, nu își dezvoltă, nu își tensionează deloc sistemul nervos, mai exact nu are experiențe provocatoare și astfel sistemul său nervos care se ocupă de a gestiona exteriorul adorme cumva liniștit, sedat și nu mai este pus la treabă. Ceea ce fac eu este să-ți prezint de fapt un mod de a vedea complet opus față de ceea ce se promovează pe media, să spun că omul care ajunge să-și stabilizeze sistemul nervos își fixează cumva această capacitate a energiei interioare prin puterea de a alege suferința deliberată sau voit făcută, cum vedem în acei oameni care aleg uneori calea abației, calea bisericii, calea mănăstirii, calea catedralei, toate celelalte cărări ale unor lăcașuri sfinte, unde acei oameni cu această putere voit făcută se pun la dispoziția altora pentru și prin servire constantă. E bine, un astfel de biet om social neantrenat va ajunge la o vârstă înaintată și o va lua razna din cauza la cât de mult stimul sunt din jur și cât de mult va reacționa el față de acestea, fiind cumva fascinat și hipnotizat și atras, ca și cum e legat la ochii de acestea și nu va putea să-și producă un mod voit de a folosi sistemul său nervos central la orice răspuns față de exterior. Un astfel de biet om are totuși, zic eu, o șansă la vindecare. Această sacră șansă este capacitatea de a face față problemelor pe care viața îi lașează fără să se lase afectat de acestea, ci primindu-le în mod constant ca instrumente educative. Ei bine, mă întreb, oare cum a pierdut natura omului această capacitate de a se mai autoprovoca în mod constant și de ce? Ei bine, acele capacități în care cumva riscul constant, curajul constant, asumarea, devotamentul pentru servirea altora, cât și autoresponsabilitatea față de viață, sunt cumva imperativ necesare unei vieți interioare sănătoase, care trebuie cel puțin să imite din acele precepte scrise și în filocalii sau niște virtuți divine,
repetate și metaforizate în toate cărțile sacre milenare. E necesar aici de o încredere de sine care se dezvoltă prin a lua taurul de carne, prin a da din aripi, care știm că sunt atribute, celor care nu mai țin cont de gura lumii, nu mai țin cont de aspectele comparative sau concurențiale din jurul lor. Acești oameni s-au debarasat de ele. Acești oameni s-au lecuit de aceste programe sociale și nu fac decât să se reinventeze, să se reconstruiască așa cum își doresc ei în mod continuu. E bine, de când am început să cunosc oameni din foarte multe sectoare sociale, din foarte multe tradiții ale lumii, am văzut similitudini în comportamentele acestora și ce au făcut aceștia să se reinventeze. Acestea mi le doresc sau îmi doresc să le împart cu tine, să le împărtășesc cu tine atât de mult cât și tu vrei să le verifici fără să crezi. Get to work. Marea tragedie este că deși mulți flutură acest steag al încrederii de sine, ca și cum așa chipurile o dețin în mod constant, irevocabil și cert, amăgirea o să apară pentru ei pentru că este la un pas distanță până când prima furtună interioară produsă chiar de a lor incapacitate de a risca, de a decide, de a se auto-asuma, de a-și face o autopromisiune pentru viitor și vor vedea cu această primă furtună că nu sunt în stare decât de vorbă, fără să aibă stare, fără să aibă putere de fapte. Aceste minți ale acestor oameni nepregătiți sunt pline de autosugestii imaginate prin aceste iluzii ale lor puierile că pot să facă ceva cu adevărat, tocmai pentru că ei în mod constant ocolesc realitatea din ei înșiși, adică se mint constant având utopia că lucrurile stau exact cum cred ei, neieșind prin propria lor putere, prin propria lor provocare, spre a-și asuma ceva pentru a servi lumea sau planeta sau pe alții mai deloc. Ei bine, o astfel de anomalie în oameni persistă prin proliferarea glumei sau distracției sau râsetelor ca amortizor, adică să facă glume în mod constant oriunde merg, doar ca să nu trăiască a lor crudă realitate dinăuntru lor. Aceste anomalii, din păcate, le văd din ce în ce mai des, din ce în ce mai mult, în mod constant, nu fac decât să-l lase pe om fără rațiunea de a procesa, de a primi, de a observa ce se întâmplă și acest râs care el proliferează îl face pe om să nu mai gândească în conexiune om cu om, să crească om cu om acolo. Ei bine, o astfel de specie cumva de mult pierdută pe drumul întunecimii nu va face decât să rămână conectată cu lumea de jos, neavând șanse să mai primească lumina de sus. Lumina de sus este dată la acei oameni care procesează, simt, trăiesc, își observă gesturile, cuvintele, stările, gândurile și le conduc pe acestea către inovație, către putere de a-și asuma, de a se autoresponsabiliza în mod constant. Iar cei care nu fac acest lucru și doar proliferează râsul și gluma și distracția vor pierde timpul pe această planetă doar conducând la o stare care nu servește nici științei, nici altora, nici sănătății, nici vindecării, nici a învăța pe alții ce are de făcut, nici a se învăța pe el însuși cum să crească. Și astfel acești oameni nu prea sunt buni la nimic și ar putea să fie evitați sau scoși din societate în mod clar și legitim. De asta vreau să-i observi și tu în viața să vezi care sunt aceștia și cum te poți tu, ca așa cum pe lângă cine stai, cam acest om și tu ești. Să-ți fie de mare bine!